Moi, ma kaini li sa bab. Sing wurda, hai ki fort wurda. Apa sih bahas tanu? Asta mișcă ceapă aici. Ia mă, ce pe ăsta ce flocoșenie mică, bă. Mă, ce flocoșenie am găsit. Mă, dacă-l vede pe ăsta, familia acasă să mor. Bă, e bine, că o bag întâi în cap, o băgam în picioarele. Dacă e vreun, mă dă direct în cap. Ce să știu, mă, de hârtie? Ce fie ăștia? Documente vechi? Băi, cât de vechi sunt astea, uite-te și. Că e hârtia galbenă. Bă, mă mâncă să mă uit în fântâna aia, știu că e o idee bună că poate filmele de groază, bă, gen, în multe filme de groază este ceva de în fântână, dar hai să ne uităm. Hai să ne uităm în cartea. Salutare băieți și fete și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal, fraților. Astăzi, după cum ați văzut și din titlu, cum să nu, mergem să filmăm într-un loc bântuit, într-un loc din ăsta părăsit. Și o să merg și o să filmez singur, băi, cred că o să fie super handicapat, mă, că când ești cu cineva, mai ești cum ești, știi, ți-e frică, nu ți-e frică. Dar acum că mă duc singur și știu că nu, sunt singur, cred că mă ia toate bolile pe acolo și mai asigur frica să vezi cât de paranoic o să fiu și chestii de astea. Fraților, dacă vreți să mai facem videoclipuri de genul și vreți să mai fac în continuare videoclipuri pe acest canal, furtă, rupeți butonul ăla de like, băga mie și picioare să-mi bag și dați un com repede la acest videoclip cum îl vedeți. M-ar ajuta să mă puneți și la story cu acest videoclip, fraților. M-ar ajuta enorm de mult, dați o distribuire, să dați un subscribe și clopoțel cei care sunteți noi, să vă prindeți notificările când postăm pe canal sau când facem un live. Și cam atât, frate, pe partea asta de high five și dăm, știi ce zic? Vreau să vă mulțumesc, fraților, celor care au fost pe live, adică eu filmez videoclipul ăsta după ce am terminat live-ul, știți și voi cei care ați fost pe live. Și o să postez astăzi gen și gen am făcut live-ul ieri. Vă mulțumesc celor care au fost ieri pe live. Mă mulțumesc de suflet, mulțumesc pentru tot. Vreau să vă mulțumesc celor care mă susțin în continuare și celor care apasă butonul de subscribe, care au apăsat în ultimul timp. Fraților, mai avem o opțiune acum, am adăugat o nouă secțiune de membri. Dacă vreți să luați un membru acolo, e foarte 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 ieftin, cel mai ieftin membru e 3,99 lei. Dacă vreți să vă luați cel mai scump, e 1,5 lei sau ceva de genul. Dacă vreți să faceți, dacă vreți să mă susțineți mai mult, m-ar ajuta enorm de mult să luați și un membru acolo. Să dați și mie un follow pe Instagram și pe Facebook, aveți linkul de la profilul meu de Instagram și de la Facebook în descrierea acestui videoclip și îl pun pe aici pe ecran. Să vedeți cum arată, dacă nu mă căutați așa direct. Hai să mergem și sperăm să fie cât mai tare, să avem o aventură cât mai forță și să avem cât mai multă adrenalină. Haide să mergem. Bă, băieți, vreau să fac asta de, nu știu, cât meu, de câteva luni vreau să mă duc singur într-o locație. Am vrut să mă duc singur în pădurea Radovan, fraților, deci fără nici mișto, dar a zis ormec, hai bă, ia-mă și pe mine, că nu știu ce, să fim doi, că doi e mai bine și aia e. Și astăzi m-am decis să mă duc singur să vizitez ceva sinistru, ceva părăsit, bântuit, să vedem cum e să te duci singur într-o locație din asta. Sper să fie bine, să nu fie prea mult frică, că o să fiu paranoic și o să fie nasol. Hai să mergem. Dracu, băiez, plecasem fără să vă arăt ceasul. Mă gândeam, bă, ce dracu vă arăt eu ceasul acum la telefon? Ia, uite-te, bă, și stinsai calculatorul, stinsai tot, stinsai becul la mine aici, stinsai tot. Și mă întoarseai, dă-te drumul la calculator să vă arăt cât e ceasul, că n-a dat ceva, că știți că filmez cu telefon. Ia uitați cât e ceasul, ca să nu ziceți că fac vreo de asta. Ia uite-te, tat. 1 și 17 AM, da? E noapte. E noapte pe dracu, adică e 1 noaptea. 1 și ceva până ajung acolo să face 2 sau cât o face, e forță. Deci haide tata să mergem să vedem dacă găsim ceva acolo, ar fi forță să găsim ceva acolo, să mai primim de ceva pe filmare, că da. Vreau să vă arăt neapărat ceasul ca să vedeți cât e, că după nu mai aveam unde să vă arăt, că nu, după nu aveam la ce să vă arăt, că în ultimul videoclip n-am apucat să vă arăt la nimica, că m-a luat adrenalina. Hai să filmăm, nu știu ce, și nu v-am arătat cât e ceasul. Hai, bă, hai bani, lasă-mă. Lasă-mă o leacă. Ia uitați-vă, bă, băieți. Nici nu e lună plină afară, să moară dacă nu se țepenească, uitați cât am la pline. Ia cât pot să-mi măresc. Atât. Ia pot să văd dacă se vede ceva pe aia. Uite, se vede ceva acolo, are o gaură. Ok, mașina e toată aburită. Ia uitați-vă. Scriu pe aia, uite. Ce dracu să scriu, că nu să ia, uite-te. Ia uite-te și tu, mamă, cum e ger afară, bă. Bă, mai devreme fu și niște... Au, s-a închis. Mamă, cum strălucește și nebun. Mai devreme fu și niște ceasul, dar bă, că acum nu mai e, mai e doar așa, de lună. Băi, leu, ia, fii, atenția. Tu mai deschide ușa, e nebun, e înghețată. Bă, mi-a înghețat ușa, mai poți să deschide, e nebun la cap. Bă, ești terminat să mai deschide ușa. Mă, că ți-am și gura voastră. Uite câtă motorină, mamă, ești nebun? Un sfert. Dar uitați-vă cât e afară. 2 minus 2 grade și e un gen aici mașina. Uitați-vă cum sunt geamurile. Ia fi stați-te. Stați că dau drumul să dau cu lichidă parbriz, da? Aha. Lichidă parbriz, ia uite cum face. Hai că lichidă parbriz din junghiță, că e de la de vară. Băga mie și picioarele să fac, trebuie să iau de la de iarnă. Aoleo!
Easy from Speezy. Ia uitați-vă ce este foama, așa e iarna, băi, oaburi, uitați-vă oaburi. Băi, trebuia să-mi iau o racletă, mă, dar nu știu unde mi-e racleta, trebuie să scoap aici pe portbagaj, că nu eram pregătit încă de armă. Ui, dar cum iese, what the fuck, ceață. Hai că stai că mergem nu știu câte ori, dar de data asta cred că mergem, hai să mergem. Asta mondială, am ajuns și deja am un sentiment de ăsta ciudat, mai auzit și niște bocănituri și pocănituri pe aceea, dar cred că era de la mașină că s-o oprea elicile așa de căldură. Perfect, hai să mergem, ce să zic. Forță. Mamă, ce frig e să mor. Chestia e că e acolo, uitați cât de creepy e. Dar pe unde intru eu, aia e. Cred că aș putea pe aici pe față. Ia să vedem. Sper că pot pe aici. Mamă, cât de frig e, bă. Băi, de capul meu, frig de mori. Îngheț? Băi, dar cum arată cât de sinistre. Ia să vedem. Mamă, cât de frig e, bă. Cât de frig e. Hai să mă mai închid aici. Mamă, trebuie să mi-au o căciulă ceva. Stai că nu mi-ai o căciulă, că eu sunt fudul, că mă vedeți voi cu căciulă, sturul cu căciulă. Da. Trebuie să-mi iau că nu mă vedeți, că nu prea... Da, mă, pe aici e, mă. Mă, mi-am băgat piciorul într-o dată, într-o gără, sau în cațe. Vai, cât de frig e. Vai, leu, băieți, ce ziceți? Frumos? Foarte, da. Singur, da. Hai că e foarte, da. A, mă dracu, că-s paranoic. A văzut și voi asta, nu? Că se mișcă ceva pe aici. E câine. Urși. Mamă, forță! Poate hai tăbăcă și mă halesc ăștia pe aici. Mamă, și eu sunt singur. Trebuie să fiu atent să-și filmez bine. Auto. Să-și filmez bine. Dacă e să fug pe aici, pe cricile ăștia, sigur mă împiedic. Trebuie să mă uit, să filmez bine. Să am grijă pe unde calc, să am grijă și în jurul meu, să am grijă de mine și nasul. Mamă, ce mi-am un sentiment ăsta și mai e și frig. Și mai vine să mă și ușurez pe aici. Hai capul meu, cât de stran e asta, mă, încață. Mamă, câinile să îmbap. Vai de capul meu. Poate mă halește ăsta. Mamă, și nu pot să dau nici drumul la electroșoc, că dacă dau drumul la electroșoc trebuie să sting lanterna. Ia uite, are cățăi, băi! Are cățăi! Ia uite ce frumos e ăsta! Stai, te smoște aici. Mă, ce mă... Ești cu minte? Hai, ce faci, bă? Ce faceți, bă? Ce faceți, țăcăi? Ăsta e micuțul tău! Făi, cât de micuț e! Ia uitați, băieți! Bă, ești nebun, hai că dau doi drumuri și la bit. Acum de seama că n-aveam blitz pornit. Ce faci, bă? Ia uite pe ăsta ce flocoșenie mică, bă! Mamă, ce flocoșenie am găsit! Mă, dacă-l vede pe ăsta, familia acasă să mor! Ia uite, bă, că aici, gen chestii, vine lumea și le dă mâncare, ești nebun? Ia uite-te, bă! Uite, bă, de-astea de mâncare de câine, ești nebun? Pentru că nu mai e unul mai mare pe aia să mănânce. Aici au culcuși! Mamă, stai bine ăștia aici, ești nebun? Ți-i fă, bă, pe de... Da, ea prietenoasă așa, mă. Ce zi, bă? Urtu. Că vine lumea să-i dea să mânce, da, ea prietenoasă. Aici e înfundat. Gaură acolo. Înții de urât? Hai că mai trec un pic de când văd doi cățelușii ăștia.
Mamă, ce scrie cățelul la Mixmi. Stai că... Stai că s-aud de ceva. Ia cheile în buzunarul ăsta să nu le pierd. Bă, ar trebui să urcăm sus, nu știu că e idee bună, că s-ar putea să fie scrie. Bă, sper că nu e în pacea să-mi dau uită la ureche. Că ce faci, bă, pe aici? Poate că apă miu. Ești prost la cap. Oricare mă star, trebuie să fiu primul etaj să de închip aici. Mamă, ce schirul ăla și mă... Mă enervează. Ok. Nothing here. Dar mai pom aici? Mai ceva pe afară? Ce-a putea... Da, o mai e ăsta aici. Bă, dar asta e casă și terminat e... O casă și în partea asta. Mă prinde-l pe lumea pe aici, mă bate de măsatul. Ce pe aici e? Să vedem. Uite câte hârtii. Bă, dar ce era mă asta? Bă, e bine, că o bag întâi în cap, o băgat în picioarele. Dacă e vreun, îmi dă direct în cap. Ce-s ăștia, mă, câte hârtii? Ce-l fi ăștia? Documente vechi? Păi cât de vechi sunt astea, uite-te așa. Că e hârtia galbenă. Sau că e vechi rău asta, clădirea asta. Andrei Suge. Forță, nici nu mesajul. Dar rău, domnul, dacă își dorește. Ua, căca de asta în cap, stat așa, să nu mai pe aici. Nu e idee bună. Ok. Ok. V-am aspirat de umbră. Vă zic sincer. Ia. Voi sper. Bă, ce erau sobe, mă, ești nebun. De cuie de-asta mici aici. Și asta ar trebui să fie mansard, da? O, vedere la... La... Nu știu, la ceva. La ceva, la stradă. Uite mașina acolo. Bă, asta ține, mă. Ține, mă, ești nebun. Poate că asta pe aici. Hai înapoi că nu e idee bună. Îți ream înghețat tot, mai pot. Poate e cap în loc, bă. Deci nu mai vă unde zboarcăm. Ok, să coborâm. Că mă zic că mai e o casă afară de ea, putem să-i treci acolo. Tăcăi, ce faci? Tăcăi! Tăcăi! Cățelușii, uite ce frumos e asta cu albă. Stai foarte bună, ești pe sub scări, ești nebună. Uite aici, ai pus ca o barieră să nu trec. Și eu ce fac, trec sau nu? Bă, mă, de prea mult boschet aici. Ai, barieră să-mi treacă cățăi încolo, aaa. Stai că să mă dărâmăm. Hai că n-am dărâmat-o. Ai ceva aici. Am văzut ceva. Câinele sau? Am închețat tot, nu mai pot. Bă, ăsta nu-i câinele. Sau? Da, dracu. Unde fug eu acum, că-i ceva? E ceva acolo? Sunt paie aici. Bă, în asta nu intru, că s-ar putea să fie casă. Bă, ce s-au de bă, că sper că sunt câinii. Că dacă nu sunt câinii, am belit-o. Ok, mai e ceva aici, să vedem. Bă, încolo se vede o lumină, e casă, ești nebun? Nu cred că e idee bună că veni aici să mori. Bă, în asta nu cred că intrăm. Că nu mai pot de frig, jur, nu mai pot de frig, dacă ai vreți. Mai venim data viitoare, dar n-avem ce să vedem aici. Asta e un graj. E dracu că vine cineva de la... Hai să ne uităm repede, și vedem, ne dracu cineva de la casa aia de acolo și bă... Ce-a căut aici? Sau hai să intrăm repede, un pic băgăm capul să vedem ce ai. E hală, n-avem ce să vedem aici, e o simplă hală. Și în partea mea ceva, era ceva aici, mă. Mamă, ia uitați-vă la ușile ăștia. Horror, mâncați-aș gura ta, că nu e de filmele horror. Să ziceți voi mie ce vreți. Erau grajduri ăștia. Ce-o sperie de-aia. Vezi cât de frig e. Hai să vedem ce mai e pe aici până în zi. Aici nu avem ce să vedem.
Mamă, se vede cu pureci că e ceață afară, ești nebun? Ok, să încerc să ajung la mașină. Aici e o fântână. Băi, mă mâncă să mă uit în fântână aia. Știu că nu e o idee bună, că toate filmele de groază, gen, în multe filme de groază este ceva din fântână, dar hai să ne uităm. Hai să ne uităm în cadru. Ia, bă, m-a făcut flash. Hai, e capul, nu? Hai să pregătesc electroșoc, că dacă e ceva, îi dau la fantomă, da. Te dă din cac în cadea asta aici, am belit-o. Eu mă fără telefon. Uite luna. Să de acolo până trecut, pace. Hai să mergem. Hai să mergem că bag picioarele de aia, că te mai stau aici. Hai acolo în pace, să vedem dacă puteți să intri la mașină. Mamă, cât fric e, mai pot. Deci mi-a degerat un dege, ui, nebun. Ăsta care țâmpă pe trepied, mi-a înghețat. Trebuie să iau înapoi pe aici, ești nebun. În tunelul groazei. Poți să iau pe aici, hai că poți să iau. Bun, 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 bun. Mamă, am găsit o poliție de țin. Trebuie duc cu telefonul să primele. De ce m-a speriat? Să trebuie duc cu telefonul în aceeași mână. Ca să i-a înghețat asta. Am ținut telefonul cu stânga. M-a înghețat mâna, dar nu mai pot. Let's fucking go. Să mai ieși în spate. Mamă, câtă frică mai pot. Am înghețat degetele. Mă mor de degete, mai pot. What the fuck, man. Băi, au fost super. Acordai așa. Era și un frig acolo. Te ținea cu sufletul la gură să mori dacă nu. Sper să vă pun de vers, să-mi dau pe ceva pe aici. Dați-mi dacă v-a făcut aventura noastră numită, să rupeți butonul de like. A fost ciudat să vin sigur aici. Și dați un com acolo. Sper că data viitoare nu mai vin niciodată, sigur că nu-mi place. E ciudat să vin singur și mi-e și frică. Vă zic sincer. Nu uitați să dați subscribe, clopoțel, abonați-vă, luați membru dacă vreți. Eu am fost Rus și ne vedem data viitoare. Pa, pa!